Vidul de astăzi este despre vacanța Ruxandrei, nepoata mea, care a petrecut câteva zile la Turda la începutul lui februarie și o să vă arăt ce am făcut, pe unde am umblat, cum ne-am distrat în majoritatea zilelor. Am avut noroc și de puțină zăpadă, dar asta doar atât cât să ne clătim ochii. Și bineînțeles că am fost și la bunicul de câteva ori. Iar în dimineața asta, ca să ajungem la el, am făcut un ocol pe malul Arieșului, ca să ne bucurăm puțin de priveliștea frumoasă și atât de rar întâlnită în această iarnă. Tata are o bibliotecă foarte mare, are și foarte multe cărți, dar și rafturile se întind până la tavan și întotdeauna plăcerea nepoților, iar acum a strănepoților, este să se urce pe această scară și să ajungă la rafturile de sus, în special la acest compartiment cu cărți pentru copii. Unele cărți sunt foarte vechi, sunt de pe vremea copilăriei mele, însă prezintă și acum interes pentru generațiile actuale. Iar tata, cu răbdarea lui infinită, îi explică Ruxandrei tot ceea ce întreabă, îi citește, îi arată pozele din cărți și creează o legătură foarte strânsă cu ea de fiecare dată când se întâlnește. Întotdeauna a avut capacitatea aceasta specială de a comunica cu cei mici, nu doar cu nepoții și cu strănepoții acum, ci și cu toți elevii care au trecut prin mână. A fost un dascăl extrem de iubit. Cotrobăitul, și nu doar printre cărți, ci în orice sertar sau dulăpior, se pare că este una dintre pasiunile Ruxandrei. Însă asta nu mă miră deloc, pentru că, din câte mi-aduc aminte, atât eu cât și Cristina, mama ei, aveam în copilărie acest obicei, deci este un factor genetic. Ruxandra este pasionată de gătit, îi place foarte mult să ajute în bucătărie și, evident, eu o încurajez. Iar cum astăzi și-a dorit să facem o salată de vinete, am spus că de ce nu. Salata de vinete o fac fără maioneză, am adăugat doar ulei treptat și, după cum m-ați învățat voi aici pe YouTube, urmăritorii mei mi-au dat această idee. De fiecare dată pun o linguriță de tahini, pasta de Susan, care îi dă un gust foarte, foarte dulce cumva și schimbă și textura salatei de vinete. Devine așa mai fină. Ruxandra a avut răbdare până la sfârșit, a fost perseverentă și s-a implicat foarte, foarte bine.
supa. Și acum să stau să gust să vedem dacă e bun. Oprește-te și să vedem dacă e bun. Să dau ție să guste așa? Să vedem dacă mai trebuie ceva. Să gust și eu? Ceva moale. Păi iubi sare. Mai pui bine sare? Mai puțin un pic, mai puțin un pic. Așa, pune tot, da? Așa și mai pune un pic. Asta, pune și asta. Închide capacul. Mai dau să guști o dată? Vezi, mai bună acum? Iei tu? Cum e? Mai bună acum? E așa mai... Nu așa de moale, dar un pic mai tare. Probabil vinetele nu au fost foarte bine scurse de apă și de asta Ruxandra spunea că e prea moale salata de vinete, însă la gust a fost foarte bună, drept dovadă faptul că am mâncat cu mare poftă și nu doar atunci când am făcut salata de vinete, ci și în zilele următoare. A fost o reușită deplină. Mai târziu am avut de ridicat un pachet de la Easybox. Îmi place foarte mult sistemul acesta de coletărie. Ruxandra a vrut să se implice și ea. I-am arătat cum funcționează sistemul și desigur am fost teribil de încântată când după ce a introdus codul a reușit să deschidă ușița în care se aflau ghetele mele, pentru că mi-am cumpărat o pereche de ghete. Am plecat apoi la Cristian, verișorul Ruxandrei, și el era în vacanță. Și zilele în care nu merge la grădiniță și le petrece în curtea bunicilor din partea Ramonei. Acum era foarte ocupat cu spartul gheții, lucru pe care Ruxandra l-a prins din mers. Noi suntem rebeli. Nu facem schimb. Îmi intră în gură.
intră în gură. Ea mai usordă. Da, mai încet. Eu dau mai tare. Tu ești ortos. Ai experiență de vreo 2-3 zile te-am dat la ele. Uite câtea mică am făcut-o. Na, mă gândeam eu că ceva seamănă cu o plăcintă, dar nu cu un vulcan. Cu pâine, cu cașcaval. Diferența de vârstă dintre ei este de 2 ani, iar Ruxandra și-a asumat rolul de soră mai mare și tot timpul a vrut să îl protejeze și să-l îngrijească pe Cristian, căruia însă nu i-a convenit acest rol și nu prea s-a lăsat bibilit. Aici Ruxandra juca rolul de mamă, care își dădea în leagă în copilul, copil care era nemulțumit și tot timpul striga mai tare, mai tare, mai tare, vreau mai mult având. Am ajuns și la partea cu desertul. Poate observați că avem toate lumânările aprinse. De câte ori am luat masa, a trebuit să aprindem lumânările. Iar dacă vă întrebați ce mănâncă Ruxandra aici, este un desert inventat de ea, un deliciu, după cum a spus, biscuiți Oreo cu frișcă, o combinație delicioasă după gustul ei, și chiar m-a întrebat dacă nu putem să postăm această rețetă pe YouTube. În fiecare zi în care Ruxandra a stat la mine, am avut parte de tratamente cosmetice, de masaj, contra cost, evident. M-a coafat, m-a machiat, m-a aranjat, m-a bibilit și, bineînțeles, nici în această seară nu am scăpat de acest machiaj, un machiaj puternic, începând de la fond de ten, pudră, roșu de obraz. A trebuit să mă supun make-up artistului care stătea în fața mea. Adevărul că îmi și făcea plăcere pentru că mă mângâia cu aceste pensule, chiar dacă după aceea foloseam o sticlă întreagă de demachiant ca să-mi pot da jos fardurile. Însă ne-am distrat de minune. Splendid, am ieșit. Oh, da, sunt foarte mulțumită. Ai ceva? Am dat. Mulțumesc. Ia să vedem, dragilor, cum arată. Ce, ești foarte mulțumită? Din păcate, pisicii mele nu i-a plăcut deloc de Ruxandra și a încercat să se ascundă tot timpul de ea, însă asta nu este de mirare pentru că
se știe că nu îi plac oamenii. Silvestre îi place doar de mine. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uita să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!